Și-am căpătat multe binecuvântări. Mi-a dat, m-a făcut copilul său bogat. Pe Golgota Biserică Speranța, bună dimineața! Pace! Pace! Wow! Încă nu ați reușit să vă treziți, mai încercăm o dată. Bună dimineața, Biserică Speranța! Pace! Hai să ne ridicăm în picioare cu toții! Mă gândeam că unul dintre motivele pentru care venim împreună la biserică este ca mintea noastră să se întregească, să devenim ce am fost creați să fim. Mintea întreagă, mintea curată, inima tare, doar aici la biserică, doar aici împreună în comunitatea Sfinților o putem învăța de la Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să lăsăm pe El ca și astăzi să ne vorbească și noi să-i vorbim Lui prin cântecele, rugăciunile noastre, prin tot ce se întâmplă. Lasă-L pe Domnul să-ți atingă viața astăzi, privind de bucurie înaintea Lui și cântă împreună cu noi. Cel ce a promis că mă va lua să fiu cu El, în Cel ce una morți a stins calea mea spre cer, și până la sfârșit voi fi
slava sa. Și sunt convins, El poate să păzească tot ce i-am credințat. Cu tine suntem neclintit, prin cruce viață am primit, cu inima tare și mintea întreagă, trăiesc prin puterea lui Iisus. Cu tine suntem neclintit, prin cruce viață am primit, cu inima tare și mintea întreagă, trăiesc prin puterea lui Iisus. Dar eu știu în cine am crezut și nu uita înapoi. El mă va să repetăm asta. Și sunt convins, El poate să păzească. Și sunt convins, El poate să păzească tot ce i-am încredințat. Cu tine suntem neclintit, amin. Hai să-L aplaudăm pe acest Iisus Hristos care ne păstrează, care a înviat și care vine în vecii vecilor. Cred în Fiul slăvit, cred că moartea a biruit. Eu trăiesc prin crucea Lui, prin puterea jertfei Lui. Amin, amin. Azi trăiesc, eu trăiesc prin Cel ce-i viu. Amin, amin. Cântul meu să răsune veșnicii, Iisus e viu.
Putem să îndrăznim, să anticipăm, să sperăm că vom fi aflați, că vom fi găsiți. Tău, Dumnezeul nostru, Domnul nostru, Stăpânul nostru, Acela care ne numește prieteni și Acela care se îngrijește de noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu folosești această dimineață și faptul că suntem aici, Tu le folosești ca să vorbești inimii pe care Tu ai creat-o. Tu ai creat inima noastră, Tu știi care sunt nevoile noastre, Tu știi care sunt dorințele noastre. Tu știi, Doamne, de ce avem nevoie ca să fim mai aproape de Tine. Doamne, vorbește-ne fiecăruia dintre noi în dimineața asta. Ai grijă de inima fiecăruia dintre noi în dimineața asta, Doamne. De la o parte îndoiala, de la o parte necredința din locul acesta. Și ajută-ne cu adevărat să privim înspre Cel care ne-a iubit și ne-a răscumpărat și care ne păstrează prin harul Său măreț și scump. Yeah.
Iisus este credincios și-mi dă lumină să-L găsesc. Pacea Lui cuprinde tot ceea ce nu pot să rostesc. Chiar de noapte am umblat și pașii mei m-au clătinat. M-a salvat.
Azi în casa Domnului, la Biserica Speranța, ne bucurăm să putem să fim împreună la programul cu numărul 2 și vă spunem bine ați venit la închinare. Dacă ești împreună cu noi pentru prima dată azi la Biserica Speranța sau poate ești în concediu și ai zis, hai să profităm de ultimul weekend înainte să înceapă școala și ești în Oradea sau în împrejurim și ai venit să te închini împreună cu noi. Deci, dacă ești în concediu sau ești aici pentru prima dată, poți să te ridici în picioare să te salutăm așa cum se cuvine în casa Domnului. Este cineva pentru prima dată aici la BBSO astăzi sau în concediu, în trecere prin Oradea, la programul al doilea? Îi cineva? Uite, acolo sus, la balcon, avem o întreagă familie. Domnul să vă binecuvinteze. Și aici, jos, acolo, în spate. Bine ați venit împreună cu noi. Ne bucurăm să putem să fim aici. Dimineața aceasta, în mod special, aș vrea să salut în mijlocul nostru o familie din BBSO, niște oameni speciali, familia Dumitriu, Mihai și Hoini. Ei sunt misionari în Papua Noua Guinee. De 2 ani sunt plecați acolo și vara aceasta s-au întors acasă pentru o perioadă de câteva luni de zile, dar mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor pleca din nou în Papua Noua Guinee. Viziunea noastră ca și biserică este să facem ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual. Și atunci când am început Biserica Speranța, una dintre rugăciunile noastre a fost ca Dumnezeu să ne ajute la un moment dat să putem să trimitem misionari în toată lumea. Ei au plecat cu Wycliffe, dar sunt parte din BBSO și noi ca și biserică îi susținem în lucrarea aceasta de misiune pe care o fac. Nu este o lucrare neapărat ușoară. Poate că atunci când vorbim despre misionari, vedem doar partea frumoasă, ceea ce se vede atunci când misionarii vin acasă, aduc un raport frumos, dar greutățile și ceea ce se întâmplă în spatele scenei de multe ori nu cunoaștem. Dar Domnul cunoaște chiar și ceea ce se întâmplă în spatele scenei. Mihai și Hoini, ne bucurăm să fiți acasă, ne bucurăm de timpul acesta care l-ați petrecut împreună cu noi în aceste luni de zile. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Haideți să-i încurajăm în dimineața aceasta și aș vrea să îi invit să vină aici. Pentru că aș vrea să avem un moment special de rugăciune pentru Mihai și Hoini. Mâine, cu ajutorul Domnului, vor merge din nou înspre Papua Noua Guinee și aș vrea să vă întreb, cum sunteți? Cu emoții, cu emoțiile împachetărilor și despachetărilor și cu emoțiile faptului că lăsăm în urmă pe părinții noștri și pe frații noștri dragi, printre care sunteți și dumneavoastră. Dragă Biserică Speranța, vă mulțumim, suntem mulțumitori Domnului pentru sprijinul vostru, pentru faptul că luptați împreună cu noi pe câmpul de misiune din Papua Noua Guinee, prin rugăciune, prin sprijin financiar, prin orice îndemnare din partea Domnului, prin cuvântul Lui pentru noi. Vă mulțumim,
De asemenea, ne rugăm ca miracolul BBSO, care este un miracol al umblării prin credință, Dumnezeu să-l extindă până în Papua Noua Guinee și mai departe, ca toți împreună să zidim templul de pietre vii. Amin. Amin. Hai, stai un pic că vreau să te mai întreb ceva. Nu ne spui încă o dată poporul la care voi mergeți acolo în Papua Noua Guinee, cum se cheamă? Poporul Patep. Cum? Patep. Patep. La poporul Patep, să ne rugăm pentru poporul Patep. Unde o să locuiți după ce ajungeți în Papua Noua Guinee? Cum, când mergeți la poporul Patep, unde vă oferă cazarea? Da, este la un guest house cu două etaje, făcut din bambus și din alte materiale din pădure, fără fereste termopan, dar cu aer condiționat, de aerul de afară. Digi merge acolo? Îi prinde Digi? Câteodată mai prinde, intră în roaming. Dacă ne urcăm pe o stâncă ceva. Am înțeles. Și de unde aveți condiții normale cu apă și duș și așa mai departe, până la hotelul ăsta special, cât timp voia să ajungeți? Cam 3 ore jumate de mers pe jos, prin munți. De ce nu mergeți cu mașina? Ce rost are să mergem cu mașina dacă se poate merge pe jos, pe un drum forestier rupt de apă, așa că... Am înțeles. Domnul Iisus să fie cu voi, Mihai și Hoini, și nu vrem să vă lăsăm să plecați de la BBSO până nu cerem binecuvântarea Domnului peste voi. Haideți să ridicăm picioare, aș vrea să-l invit pe fratele Cornel Bucur să vină aici în față și să se roage pentru Mihai și Hoini. Doamne Dumnezeule, ție vrem să-ți mulțumim pentru acest cuplu, pentru această familie. Îți mulțumim că ai chemat la lucrarea pe care ai început-o prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, lucrare de mântuire și de răscumpărare a omenirii întregi. Mulțumim. Îți mulțumim că și nouă ne-ai făcut parte de această chemare și ne-ai făcut parteneri la ceea ce vrei să faci în lumea noastră prin jertfa Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. În mod deosebit te rugăm pentru Mihai și pentru Haini să-i călăuzești Tu. Amin. Să-i păzești Tu, Doamne, de șerpi, de pitoni, de jaguar, de scorpioni, de paianjeni, de orice altceva ce i-ar putea răni și i-ar putea vătăma. Te rugăm, Doamne, să le porți Tu de grijă. Amin. Și financiar, prin biserica Ta, prin resursele pe care Tu vrei să le pui la dispoziția lor, prin fraților și prin surorile lor. Te rog să-i însoțești Tu cu pacea Ta, cu puterea Ta. Amin. Cu protecția Ta. Amin. Și te rugăm să le dai cuvânt, să le dai putere și să le dai Duhul Tău Sfânt. Amin. Ca lucrarea la care i-ai chemat să o facă în puterea Ta și în numele Tău, și îți mulțumim pentru ei. Lasă, Doamne, să fie pentru noi, BBSO, pentru tinerii bisericii, un exemplu. Amin. Ne-ai chemat să mergem și să facem ucenici până la marginile pământului. Ei sunt acolo. Doamne, ajută-ne să avem credința. Amin. Că chiar acolo, dacă suntem în centrul voii Tale, suntem în cel mai sigur loc din această lume. De aceea te rog să dai curaj tinerilor noștri să viseze. Amin. Să dai curaj să te creadă pe cuvânt și să asculte chemarea Ta. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că ca biserică ne-ai făcut această cinste și onoare să putem să fim un ajutor pentru această familie minunată. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. 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 Domnul Iisus să vă binecuvinteze, Mihai și Hoini, și să fie cu voi în călătoria pe care o faceți și în Papua Noua Guinee, și vă așteptăm să vă reîntoarceți acasă. Haideți încă o dată să-i încurajăm cu toată biserica și Domnul Iisus să fie cu voi. Dacă toți sunteți în picioare, salutați-l pe cel din stânga, pe cel din dreapta. Cu ocazia aceasta vreau să îi salut și eu pe toți cei care ne urmăresc online în aceste momente, prietenii BBSO, membrii BBSO, cei care ne urmăresc de pe plajă în aceste momente, cei care ne urmăresc de la munte, cei care ne urmăriți de la iarbă verde. Domnul să vă cerceteze. Puteți ocupați locurile.
Și Domnul să fie cu voi acolo. Vreau doar să vă amintesc, suntem în acest proces de construcție a casei Domnului și am început în luna martie să construim campusul BBSO cu ajutorul Domnului. Lucrările înaintează în fiecare săptămână. Eu mă rog, sper și cred că peste o lună o să putem să montăm acoperișul peste campusul BBSO, dar pentru că asta să se întâmple, ne rugăm să ne poarte Domnul de grijă în continuare, să putem să dăruim, să putem să ne implicăm și financiar, și fizic, și în orice mod cu putință, astfel încât să finalizăm până în 20 ianuarie 2020. Și pentru ca asta să se întâmple, luna septembrie avem un mare eveniment pe care l-am gândit, l-am pregătit pentru Biserica Speranța. Este vorba despre târgul BBSO. Deja am început târgul BBSO, că dacă intrați, avem un website, târgulbbso.ro. Deja foarte multe persoane au postat acolo lucruri faine, lucruri de valoare, oameni care își vând mașini, oameni care își vând terenuri, oameni care vând tot felul de chestii, copii care vând jucării și cărți și tot felul de chestii drăguțe și în felul ăsta participă și ei la construcția campusului BBSO. Rugămintea mea este până la târgul BBSO, care apropo are loc o mică modificare, nu va fi în 13-14 septembrie, ci va fi în 20-21. septembrie. 13-14 sunt ceva activități aici la Casa Tineretului și nu vrem să ne suprapunem cu ceea ce se întâmplă aici. De aceea, în 20-21 septembrie vom avea târgul BBSO aici, la Casa Tineretului. Dar până atunci avem câteva săptămâni în care, pe de-o parte, poți sau puteți ca și familie să stați înainte Domnului să vă întrebați, Doamne, cum am putea noi să devenim un Barnaba? Să devenim oameni care să pună la dispoziția Domnului ceva într-un mod sacrificial. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta până acum, poți să-l faci cu ocazia târgului BBSO. De altă parte, poate ai prieteni care doresc să-și cumpere o mașină bună, o mașină ieftină, o mașină sau un teren sau ceva și poți să le spui despre proiectul acesta, toate resursele, toți banii care se strâng, se duc pentru construcția campusului BBSO. Unii dintre voi, unii care vă uitați online, unii care mă ascultați acum, iarăși o să ziceți același lucru, iară vorbește Cristi despre bani, iarăși, uite că ăștia la BBSO numai despre bani. Și nu avem cum să construim clădirea asta fără resursele de care avem nevoie, de aceea ne mai scuzați câteva luni, mai vorbim despre asta și duminicile care urmează, după aia promitem câțiva ani, nu mai vorbim. Dar pentru duminicile care urmează, spoiler alert, cum zicea bunica mea, o să mai vorbim despre resurse, despre construcția campusului BBSO, că ne dorim să-l terminăm în 20 ianuarie, că dacă nu-l terminăm în 20 ianuarie, trebuie să prelungim vorbirea asta despre bani și despre toate astea, deci e un cerc vicios care vrem să-l întrerupem în 20 ianuarie, deci hai să dăm cât mai mult până atunci, ca apoi să putem să vorbim despre lucruri mai faine. Printre altele, vă amintesc că joia ce urmează de la ora 8 ne întâlnim, poate că e ultima întâlnire la șantier din vara, toamna aceasta, că uite, suntem în 1 septembrie astăzi, veniră și toamna, prea repede. Și poate ultima întâlnire în care reușim să sărbătorim cina Domnului acolo la șantier. De aceea vă chem, vă invit să veniți joi de la ora 8 la șantier să sărbătorim cina Domnului. Așa ce fain a fost vara asta, când am fost acolo, am sărbătorit cina, ne-am rugat împreună, a fost foarte fain și va fi foarte fain și joia ce urmează de la ora 8. Și vreau să amintesc bisericii că în 29 septembrie o să avem adunarea generală. Noi începem anul bisericesc în luna septembrie, deci suntem într-un nou an bisericesc și vrem să folosim luna septembrie, să în 1 octombrie să putem să fim cu toate motoarele turate, vrem să sunt lucruri faine care ne așteaptă anul acesta, printre care și mutarea în noua clădire, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin credință, credem că ne vom muta în noua clădire în acest an bisericesc, în 20 ianuarie, amin? Și de asta sunt lucruri faine, dar vrem să
vrem să nu se înnoiască doar clădirea, ci vrem să se înnoiască, să se împrospăteze lucrarea spirituală care o facem aici la Biserica Speranța. Și dincolo de ziduri, de clădiri, de toate lucrurile astea, important este ceea ce facem pentru mântuirea oamenilor, pentru creșterea lor spirituală, pentru sufletul oamenilor. Asta este, pentru asta ne luptăm, asta este esențialul. Așa că, în momentele ce urmează, aș vrea să invit echipa de închinare. Apropo, echipa de închinare s-a întors cu bine din misiune, de la Constanța, de la... Ce face BBS-ul Marea Neagră, Răzvan? Nu ne povestești un pic? Cum a fost? Eu am glumit acum și mi-am zis duminica trecută că au fost la Constanța, că trebuie cineva să se sacrifice în perioada aceasta de august, să meargă să-L mărturisească pe Domnul și acolo, dar ei chiar s-au sacrificat, au făcut lucrarea Domnului, au reprezentat BBS-ul cu cinste, Domnul să le răsplătească. Doi oameni au zis amin, restul sunt invidioși că ați fost la Constanța în luna august. Dar spune-ne așa în două cuvinte cum a fost la mare, la în misiune, vreau să zic. Duminică am auzit și noi că marea e frumoasă, doar că printre cele trei programe, dintre care un concert destul de mare, n-am prea apucat să vedem decât l-am dat de pe autostradă. Ce fain se vedea de pe autostradă. Era mare și albastră. A fost un timp bun, e foarte mare nevoie acolo, foarte mare nevoie de oameni care să se implice. Am avut mai multe workshop-uri cu tinerii implicați în închinare în bisericile din Constanța, Novodar și zona de acolo. Mulți dintre cei ce au fost anul trecut s-au întors și se pare că a fost util. Nu știu, o zonă foarte interesantă, te pune foarte mult pe gânduri. Domnul să vă răsplătească pentru tot ceea ce ați făcut acolo și așa, m-am uitat la voi, nu sunteți bronzați, deci vă cred că ați fost mai mult în misiune decât la mare. Dar acum haideți să continuăm închinarea noastră, să... Ce-i, Sergiu? Să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, să fim generoși, dar cel mai important, ascultați-mă, cel mai important este ca în momentele astea ce urmează să ne închinăm Domnului cu toată inima. Amin. Hai să facem asta. Ale vântului șapte și al munților cântec din înalt. Și stropii de ploaie ce ne cântă mereu cu mii de melodii. Ce vestește zi de zi măreția sa. Tot ce are suflare cântă Creatorul lui slăvit. Însă cântecul plăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit. Dar în cer sfințenia Domnului. Sfânt este El. Armonii și cântări cerești umplu cerul întreg de glorie. Aleluia. Ca și cerul stântă cere când un suflet mântuit a fost salvat. Și îngerii ascultă salvării cântec a fost mântuit. Însă cântecul tăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit. Ce
Este El. Sfânt este Cel care e prezent aici. Și am vrea împreună în cântecul următor să declarăm ce credem noi. Să declarăm în cine credem noi. Ce credem că urmează să se întâmple. Dumnezeu care răscumpără chiar în mijlocul disperării. Hai să cântăm împreună. Văd în jur doar disperare. Când Iisus poate a învins,
Aș vrea să începem azi o serie scurtă de mesaje, o serie de mesaje pe care am numit-o Nu pot să cred. Nu pot să cred. Poate că este ușor să cred atunci când sunt în biserică și cânt despre faptul că eu cred în Dumnezeu, în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, dar ce faci în momentele din viața ta în care este foarte greu să crezi? Aproape că nu-ți vine să crezi și ai putea spune cu toată inima, nu pot să cred. Vreau să vorbim în aceste săptămâni despre ce se întâmplă atunci când vine îndoiala în viața noastră. Pentru că indiferent care este statutul tău de credincios, unul cu vechime, poate ești nou în credință, poate ești proaspăt întors la Domnul, cu siguranță va veni acel moment în viața ta în care îndoiala pur și simplu îți va cuprinde viața, îți va cuprinde sufletul. Și știți cum e cu îndoiala asta? Nu prea vine programată. Nu vine atunci când spui, măi, mâine este luni dimineața de la ora 8, cred că o să-mi fac o cafea scurtă. Și pentru 30 de minute, în timp ce savurez cafeaua, cred că o să am și vreo 30 de minute de îndoială. Dar apoi am să revin din nou la credința mea în Hristos. Nu așa se întâmplă îndoiala. De multe ori există oameni, unii tineri, alții nu chiar atât de tineri, care atunci când reușesc să se nimerească să fim doar noi, îmi pun această întrebare mai mult șoptită decât rostită. Auzi, Cristi, tu ai avut momente în viața ta de credință în care te-ai îndoit? La care răspunsul meu este, nu niciodată, doar oamenii păcătoși se îndoiesc. Noi ăștia mai sfinți? Nu. Ceea ce nu este adevărat, sigur, desigur că am avut momente de îndoială, pentru că îndoiala, de obicei, vine în propria noastră viață sub formă de întrebări. Și în general sunt două mari întrebări pe care oamenii le pun sub formă de îndoială. Și de aici, din aceste două întrebări, apoi sunt tot felul de derivate. Dar cele două mari întrebări sunt următoarele. Prima întrebare este aceasta. Merită. Nu este corect din punct de vedere gramatical, dar aproape că aș spune se merită. Că așa vorbim de cele mai multe ori, incorrect gramatical. Se merită. Se merită să merg la biserică. Se merită să fac botezul, merită să îl urmez pe Hristos, merită să sacrific, merită să dau, merită să fac nu știu ce, se merită să merg în misiune. Sunt aceste întrebări pe care ți le pui, se merită să mă abțin, se merită să nu fac nu știu ce lucruri în viața mea pe care alții poate că le fac. Merită. A doua întrebare este legată de adevăr. Chiar este adevărat? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu este bun? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu este atotputernic? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu poate să vindece? Este adevărat că lui Dumnezeu îi pasă de mine? Este adevărat că Dumnezeu există? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu mă cunoaște? Și de aici sunt tot felul de derivate din aceste două întrebări, dar în general astea două întrebări. Merită? Este adevărat. Se merită? Este adevărat. În grădina Edenului, îndoiala a venit sub formă de întrebare. Și întrebarea suna în felul următor. Oare a spus Dumnezeu cu
adevărat? Oare chiar este adevărat? Oare a spus Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Este această întrebare a îndoielii? Sau poate că întrebarea sună un pic diferit în cazul tău? Poate că de mic copil ai fost dus la biserică, părinții tăi au fost creștini, te-ai născut într-o familie de oameni credincioși și părinții tăi te-au dus și pe tine la biserică și acum ai ajuns la o vârstă când te uiți în urmă și apare îndoiala în viața ta pentru că ai impresia că tot ce s-a întâmplat este că ai fost îndoctrinat de către părinți și de către biserică. Pentru că părinții tăi au fost spălați pe creier, te-au dus pe tine la biserică, ai fost și tu spălat pe creier și acum tu crezi anumite lucruri, nu pentru că ar fi adevărate, ci crezi anumite lucruri doar pentru că așa au crezut și părinții tăi. Și te întreb, mă, oare nu-i tot o păcăleală? Marea păcăleală? Oare nu-i tot o glumă proastă? Ceea ce facem duminică aici? Vi-a spus vreodată aceste întrebări? Câți dintre voi ați avut momente de îndoială în viața voastră? Puteți să ridicați mâna sus. Vă mulțumesc frumos. Pentru voi este această serie de mesaje. Ceilalți, dacă vreți, sunt alte biserici care poate vorbesc despre altceva în perioada aceasta, dar adevărul este că statisticile arată că două treimi dintre creștini au recunoscut că la un moment dat au trăit momente de îndoială în propria lor viață. Două treimi. Un sfert dintre credincioși se îndoiesc în fiecare duminică la biserică. Unul din patru persoane, cu alte cuvinte, dintre cei care ați venit în dimineața aceasta la BBSO, aveți anumite îndoieli în viața voastră chiar acum, chiar aici, chiar în timp ce asculți acest mesaj. Unii dintre voi nu sunteți siguri dacă trebuia să deveniți parte din biserica aceasta. Alții nu sunteți siguri dacă ar fi trebuit sau nu să faceți botezul. Alții ați început să vă îndoiți de existența lui Dumnezeu. Alții de bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu care este îndoiala din viața ta. Însă, 100% dintre ucenicii Domnului Iisus au trăit momente de îndoială. 100% din ucenicii Domnului Iisus, toți s-au îndoit la un moment dat, toți l-au părăsit la un moment dat, toți și-au pus întrebări, toți au avut frământările lor și statisticile de asemenea arată că jumătate dintre credincioșii care experimentează îndoiala renunță la a mai frecventa biserica. Poate te întreb, măi, de ce sunt oameni care nu mai vin la biserică? Pentru că acești oameni, la un moment dat, s-au confruntat cu diverse îndoieli în propria lor viață și în felul acesta, pur și simplu, nu pot să mai creadă și au zis, decât să mă mai duc acolo, mai bine stau acasă. Nu mai are rost. Este totul doar o păcăleală, este totul doar o glumă. Și mă tem că sunt tineri care au făcut botezul în biserica aceasta și unii poate că au plecat și nu mai frecventează biserica din cauza îndoielilor. Poate că sunt oameni mai în vârstă, poate că unii sunteți vechi în credință și ai aceste întrebări care sunt prezente acolo în propria ta viață, dar n-ai curajul să le pui, n-ai curajul să le scoți la suprafață pentru că poate vei fi catalogat ca fiind un creștin de mâna a doua. Poate că alții te vor judeca și atunci preferi să stai în îndoială, preferi să stai în necredință, preferi să trăiești viața de credință, să o târăști așa cum poți tu. Hai să vedem pentru început trei mituri cu privire la îndoială. Trei mituri cu privire la îndoială. Primul dintre ele, și astea sunt doar mituri, poate că sunt mai multe, eu am selectat trei care mi s-au părut mie că sunt mai importante. Primul mit este acesta, dacă ai îndoieli, înseamnă că nu ești creștin, cu adevărat. Ați auzit asta vreodată? Sau vi s-a sugerat vreodată? Măi, dacă ai îndoieli, s-ar putea să nu fii cu adevărat o persoană credincioasă. Este o poveste despre marele predicator D.L. Moody, care într-o zi călătorea cu trenul și s-a întâlnit cu o femeie credincioasă care l-a recunoscut și care i-a spus predicatorului D.L. Moody în felul următor, eu zice, sunt credincioasă de 25 de ani. Și în acești 25 de ani, spunea femeia aceasta, niciodată n-am avut vreo îndoială cu privire la credința mea. La care D.L. Moody s-a uitat la femeia aceasta și a spus atunci, Doamne, mă îndoiesc, eu mă îndoiesc că ați fost vreodată credincioasă cu adevărat, dacă n-ați avut niciodată îndoieli.
Tim Keller, vorbind despre credință și îndoială, spune următoarele cuvinte, următorul citat, care e un pic mai lung. Acum, cei care mă cunoașteți știți că eu nu prea vin cu citate de-astea lungi în predici. Acum, când am câte o excepție, cum e astăzi, vă rog să rămâneți cu mine pe frecvență și să fiți atenți la aceste citate, că dacă vi le citesc și vi le dau, înseamnă că sunt foarte, foarte faine. Ok? Sunteți cu mine. Putem să-l citim. Sunteți toți atenți. Trei persoane, restul, vă gândiți la alte îndoieli. Spunea Tim Keller în felul următor: credință, fără dubii, este asemenea unui organism fără anticorpi. Oamenii care merg voios prin viață, prea ocupați sau indiferenți pentru a pune întrebări dificile asupra motivelor credinței lor, se vor găsi ei înșiși, fără apărare, împotriva experienței tragediei sau a întrebărilor cercetătoare ale unui sceptic inteligent. Ați înțeles citatul până aici? E foarte fain. Cu alte cuvinte, spunea D.L. Moody, dacă doar treci prin viața asta de credință, dar nu-ți pui întrebări, sau îți pui întrebări, dar le stingi repede, taci mă, Cristi, nu mai pune întrebarea. Când vorbesc eu cu mine, de multe vorbesc așa, taci, Cristi, nu mai pune întrebări de astea. Și dacă tu te oprești pe tine însuți din a pune întrebări, la un moment dat vor veni alții să pună întrebări. Vor veni sceptici, vor veni profesori, vor veni prieteni, vor veni cum a venit în grădina Edenului și vor pune aceste întrebări. Merită să fii pocăit? Este adevărat că Dumnezeu așa există? Și continuă Keller și spune în felul următor: credința unei persoane se poate prăbuși aproape peste noapte dacă a eșuat de-a lungul anilor să-și asculte cu răbdare propriile îndoieli care ar trebui să fie eliminate numai după o lungă reflecție. Doar după o lungă reflecție. Credința se poate prăbuși peste noapte. Pentru că am auzit acest mit de atâtea ori. Dacă ai îndoieli, înseamnă că nu ești creștin. Dar de multe ori credința și îndoiala merg mână în mână. De multe ori credința și îndoiala sunt acolo și încerc să coexiste împreună. Mă încred în Hristos, nu pentru că nu există îndoieli în viața mea, ci mă încred în Hristos în ciuda îndoielilor din viața mea. Înțelegeți? Cred că Iisus Hristos a existat, cred că Dumnezeu există, nu pentru că n-am alte dubii, ci cred și credința aceasta este bazată în ciuda îndoielilor care există în lumea aceasta. De atâtea ori există îndoieli în propria mea viață. De atâtea ori sunt întrebări la care n-am răspuns. Am întâlnit o dată pe cineva care a venit și mi-a spus cu un aer din ăsta de superioritate, că ești pastor și că te-ai făcut pastor, pastorii trebuie să aibă răspuns la orice întrebare. Vreau să vă spun ceva în calitate de pastor. Pastorii pot să aibă câte o abureală la orice întrebare. Da? Dar nu avem răspuns la orice întrebare, pentru că răspuns la orice întrebare are doar Dumnezeu. Și dacă suntem oameni, cred că trebuie să existe un punct în care în calitate de pastor, de oameni, trebuie să ne oprim și să spunem de aici încolo este doar credința. Dar de multe ori avem propriile noastre, nu îndoieli. Ai propriile tale îndoieli. De multe ori mă îndoiesc când sunt la volan și vin peste mine îndoieli și vin lucruri care n-ar trebui să vină. Mă îndoiesc. De multe ori când sunt lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, în urmă cu 3 săptămâni, în urma unui accident tragic, un tânăr de adolescent de 16 ani a rămas în comă la spital. O săptămână de zile m-am rugat pentru el, ca Dumnezeu să îl vindece și să îl redea din nou familiei, sănătos. Era singurul copil din familie. Și atâtea m-am rugat și atâtea am explicat lui Dumnezeu că dacă ar face o minune, minunea pe care ar face-o ar fi mult mai benefică pentru noi ca și credincioși și pentru credința noastră decât dacă n-ar face o minune. Și după o săptămână și câteva zile copilul a murit. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? De ce nu ne-ai ascultat rugăciunile? De ce l-ai lăsat să moară? Și știți care este răspunsul meu la această întrebare? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Și nu cred că se aplică neapărat Romani 8:28 și trebuie citat la fiecare lucru care se întâmplă. Și cred că trebuie să ne oprim și să spunem
Dumnezeu e suveran, El știe, eu nu știu. Dar am îndoieli. Poate că tu ai îndoielile tale. Ce faci atunci când vine îndoiala peste viața ta? Ce faci atunci când te lupți cu păcatul din viața ta și vezi că aceleași păcate ține legat și vine îndoiala și spune n-ai cum, nu ești bun, nu o să fii bun niciodată? Ce faci în astfel de momente? Pentru că mitul este că dacă ai îndoiel, înseamnă că nu ești un creștin adevărat. Este doar un mit. Nu este o certitudine în niciun caz. Al doilea mit este acesta. Iisus îi respinge pe cei care au îndoieli. Iisus îi respinge. Dacă ai îndoieli, nu ești bun. Pentru Iisus nu ești suficient de bun. Pentru că Iisus caută să lucreze doar cu oameni care n-au îndoieli. Însă citind Evangheliile, veți vedea că mari eroi ai credinței odată au fost mari eroi ai îndoielilor, nu-i așa? Noi credem că Dumnezeu a lucrat doar cu mari eroi ai credinței, dar acești oameni ai credinței au fost oameni care la un moment dat au avut propriile lor îndoieli, propriile lor experiențe cu Dumnezeu, propriile lor întrebări pe care le-au pus și Iisus în acele momente nu i-a respins pe acești oameni. Un episod foarte cunoscut, eu am predicat din textul ăla de multe ori și îmi place întâmplarea aia cu Petru care se dă jos din barcă și începe să umble pe apă și face câțiva pași și atunci când Petru vede că lucrurile nu merg așa cum și-ar dori el să meargă, își pierde credința pe care a avut-o că poate să umble pe apă și se îndoiește și începe să se scufunde. Și uitați-vă ce se întâmplă în textul acela, spune aici în Matei 14, 31, Iisus a întins mâna. Când a întins Iisus mâna după Petru? Știți când a întins Iisus mâna? În mijlocul îndoielii. Când Petru se îndoia. Când Petru era într-o oarecare necredință. Când Petru se scufunda, Iisus întinde mâna și i-a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Vi se pare că Iisus îl respinge pe Petru în textul acesta? Vi se pare că îi dă una după ceafă? Vi se pare că îl... Acum după experiența asta, n-a mai fi nimic din tine de aici. No, Iisus doar întreabă, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și îl duce înapoi în barcă. Partea bună și partea frumoasă este că Iisus nu te respinge. În mijlocul altor îndoieli, Iisus îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Mă iubești? În mijlocul îndoielii, Iisus merge la Toma și Toma spune, nu cred, nu se poate să fii înviat. Și Iisus când se întâlnește cu Toma, îi spune, Toma, vino aici, pune mâna în coasta mea și pune degetul în rana mea. Îl respinge Iisus pe Toma. Nu îl respinge, Iisus nu te respinge nici pe tine în mijlocul îndoielilor pe care tu le ai în propria ta viață. Într-un fel este normal să ai îndoieli, într-un fel este normal să-ți pui întrebări. Al treilea mit este următorul, că îndoiala se vindecă de la sine. Trebuie să contrabalansăm ceea ce am spus până aici. O, da, este normal să ai îndoieli, dar niciodată să nu crezi că îndoiala se vindecă de la sine. Să nu crezi că îndoiala trece de la sine, că de multe ori avem tendința aceasta să credem, măi, lasă că am eu întrebări, dar am vedea cum a fi mai încolo, acum n-am timp să mă ocup de ele. Un autor creștin spunea în felul următor, pe nume Lee Strobel, spunea în felul următor și este un citat foarte fain. Ăsta e al doilea citat pe care vi-l dau astăzi, ultimul, da? De aceea vă rog să fiți atenți la el, că altul nu mai primiți astăzi, da? Să vă bucurați de ăsta. Spunea Lee Strobel în felul următor, pentru mulți creștini, avea îndoiel de orice fel poate fi înfricoșător. Câți dintre voi ați simțit asta? Ați simțit că cu îndoiala în inima voastră vine și teama. Ei se întreabă dacă nu cumva îndoielile lor îi descalifică din statutul de urmaș al lui Hristos, ceea ce spuneam până acum. Câți dintre voi, în momentul în care a venit îndoiala, ai simțit în inima ta, măi, eu sunt creștin de mâna a doua. Nu mai sunt bun de nimic. Degeaba mă duc să slujesc, degeaba mă implic, degeaba am dăruit, degeaba mă duc la biserică, degeaba mă rog. Nu sunt siguri dacă le este permis să-și exprime, spunea Lee Strobel, incertitudinile cu privire la Dumnezeu, Iisus sau Biblie. Așa că își țin întrebările doar pentru ei și înăuntru, fără răspunsuri, ele cresc și se agravează până când, în cele din urmă, reușesc să sufoce
credința lor. Dragilor, îndoiala niciodată nu se vindecă de la sine. Îndoiala este doar un mit. Asta, dacă ai întrebări, ține-le acolo pentru tine, fiindcă timpul le va rezolva. Timpul nu îți rezolvă îndoielile. Ci fii atent la ceea ce urmează să spun. Îndoiala te poate duce ori înspre o credință mai mare, ori înspre un eșec mai mare. Îndoiala te poate duce, pe de o parte, înspre o credință mai mare sau te poate duce înspre un eșec mai mare. Iisus a avut doi ucenici. Pe unul l-a chemat Iuda și la un moment dat Iuda ce a făcut? S-a îndoit Iuda. S-a îndoit și probabil că îndoiala lui Iuda n-a venit în ziua în care s-a dus și s-a spânzurat. Probabil că îndoiala din inima lui Iuda s-a născut cu mult mai repede. Dar ați citit undeva în Evanghelie că Iuda s-a dus la ceilalți ucenici al lui Iisus și le-a spus: mă, oameni buni, hai stai jos că am o problemă. S-a dus vreodată Iuda la grupul mic și a zis: astăzi vreau să vă spun despre o vulnerabilitate pe care o am. Dar care e vulnerabilitatea ta, Iuda? Mă, eu nu cred că e adevărat că Iisus este bun. Nu cred. Că Iuda a avut îndoielile lui. S-a îndoit cu privire la Hristos. S-a îndoit cu privire la puterea lui Hristos. Iuda s-a îndoit cu privire la bunătatea lui Iisus. Iuda s-a îndoit cu privire la atât de multe lucruri. Mă înțelegeți? Și niciodată n-a avut un context. Niciodată n-a avut ocazia să vorbească, așa cum spunea Listrobel, despre propriile lui îndoieli, ci le-a ținut acolo în el. Iisus îi cunoștea îndoielile. Iisus știa că este trădător. Iisus știa ce există în inima lui Iuda. Dar pentru că și-a înăbușit îndoielile, la un moment dat îndoielile l-au scos afară de pe drumul acesta al credinței. Un alt ucenic a fost Toma, care a avut și el îndoieli. A avut și el întrebări. Dar Toma a vorbit despre îndoielile lui. A spus: mă, credeți voi, eu nu cred. Pur și simplu nu pot să cred. Asta a spus Toma la un moment dat. Titlul seriei de predici: nu pot să crezi, zice Toma. Și când îți exprimi îndoiala, când vorbești despre ea, Hristos în cele din urmă ți-o va vindeca. Astea sunt trei mituri cu privire la îndoieli. Și astăzi, în timpul care ne-a mai rămas, asta a fost o introducere la miniseria de predici. Acum urmează predica. Tu l-ai, Doamne. Acum urmează, până aici a fost mai, dacă atât a fost introducerea, cât o să fie predica. Nu vă faceți probleme, încercăm să fim la subiect. Dar v-a ajutat până aici, ce am spus, introducerea asta, v-a ajutat, ați înțeles-o? Da, da, au fost cinci oameni, sunt cinci oameni pe care i-au ajutat. Unul văd acolo. Pe câți dintre voi v-a ajutat introducerea asta? Mulțumesc frumos, chiar mă simt încurajat. Dacă n-ați fi ridicat mâna, 5 minute mai vorbeam. Acum că ați fost atâția, 50 de minute putem să o ducem mai departe. Glumesc, nu vă faceți niciun fel de problemă. Dar a fost odată ca niciodată. A fost odată un program de biserică foarte reușit la care a participat Iisus. Și în programul ăla de biserică, v-am spus și săptămâna trecută, Iisus a ținut o predică lungă, la oamenii s-au făcut foame și Iisus le-a dat să mănânce. Și Biblia spune că în ziua aceea Iisus a hrănit vreo 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Și vă dați seama că a fost un program fain, așa-i? La oamenii le-a plăcut de programul acesta. Dar după programul ăsta, Iisus a ținut o predică. Și în predica aia Iisus spune la un moment dat: auziți, v-a plăcut pâinea și peștii? Cui nu-i place peștele și pâinea? Normal că ne-a plăcut, o zis toți. Ce vreau să vă spun acum ceva. Dacă v-ați săturat de pâinea aceasta, pâinea asta a fost bună, dar s-a terminat. Zice Iisus: eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din trupul meu și bea sângele meu, acela, zice, va trăi în veac. Și până atunci oamenii erau cu telefonul în mână, își făceau poze cu pâinea, își făceau cu Happy Meal-ul din ziua aceea, că chiar a fost Happy Meal la propriu, o masă fericită pentru toți. Își făceau, postau: ce tare Iisus, best Jesus ever, tot felul de hashtag-uri, tot felul de story-uri la puse acolo în social media. Oamenii erau încântați, alții vedeau, alții dădeau follow lui Iisus, îi creștea popularitatea, îi creștea ratingul lui Iisus. Știți cum îi creștea ratingul? Incredibil. Că spune în Ioan 6:2, o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
Wow, foarte tare! Și apoi în versetul 23, numai să vedeți, a doua zi, după minunea aceasta, sosiseră alte corăbii din Tiberiada. Oamenii mergeau la biserică cu corabia în vremea aceea. Toată lumea să spună, wow, amin! Aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu, când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. S-au dus cu corabia, s-au dus cu barca la biserică să-L caute pe Iisus. Hei, Iisus, e fain la tine la biserică, cea mai tare biserică din oraș, e a ta. Hei, Iisus, minunea aia, toată lumea vorbește, mai fă o dată, când i-a plăcut. Dacă îmi ține predica și începe cu eu spâinea și că cine mănâncă din mine și că bea sângele meu, oamenii începe să posteze iarăși pe social media, dar încep cu așa, nu-mi vine să cred ce a spus Iisus. Ucenicii probabil că i-au dat un cod. Doamne, scurtează, lasă acum că îi... Ceva mergea prost cu predica aia. Ceva nu mergea bine. Și vreți să vă spun ce s-a întâmplat în timpul programului mai departe. Sunteți curioși să vedeți care e legătură cu nu pot să cred, da? Hai să ne ridicăm în picioare și hai să citim din Ioan, de la capitolul 6, de la versetul 60. Îmi dau jos haina, mor de cald, da? Mi-am luat haina astăzi, mă fac aici o mică paranteză să vă spun asta. M-am întâlnit cu un prieten săptămâna asta și a zis, mă, Cristi, zice, vreau și eu să, dar nu mă filmați acum, zice, vreau și eu, zice, să ajut construcția campusului BBS. Zice, îmi place când te tot văd acolo, când te duci în tricou și mă zic, dacă tu ajuți construcția campusului BBS, îți promit că duminică mă îmbrac și eu frumos. Așa că m-am îmbrăcat frumos astăzi, unii deja începe să vă îndoiți de motivațiile pastorului vostru. Incredibil ce... Dar mi-e cald. Acum, să citim din Ioan, de la capitolul 6, versetul 60. Îl salut pe acest prieten cu această ocazie. Domnul să te binecuvinteze. Ioan 6, de la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, da, care au fost acolo la înmulțirea pâinilor și a peștilor, mulți din ucenicii lui, aș putea pune în paranteză traducerea Cristii Sonela, care încă le mirosea gura a pește și mușdei, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva predicii acesteia, le-a zis, predica aceasta este pentru voi o pricină de potignire, că vedeți, se predică mult. Eu în fiecare an îmi vine să predic din aia cu înmulțirea pâinilor și a peștilor, că e fain întâmplarea, dar din partea a doua nu prea se predică foarte mult, că e nasol cum se termină programul cu tot evenimentul din ziua aia. Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului, versetul 62, suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Și titlul seriei de predici este Nu pot să cred. Nu pot să cred. Iisus spune, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei care nu cred și cine era cel care avea să-L vândă. Iisus este un pic calvinist. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu pot să cred. Titlul predicii din dimineața aceasta este acesta, ascultă-ți îndoiala. Ascultă-ți îndoiala. Pentru că atunci când îndoiala vine în viața ta, eu cred că este foarte important să nu o năbuși, ci mai degrabă să îți asculți îndoiala pe care o ai în propria ta viață. Îi rog pe băieții de la stație, cum se zicea pe vremuri, dacă puteți să puneți titlul predicii, băieții de la proiecție, ascultă-ți îndoiala. Pentru că fiecare dintre noi la un moment dat trecem prin momente de îndoială. Ce faci în astfel de momente?
hai să vedem ce se întâmplă, de fapt, în textul acesta. Și prima lecție pe care o învățăm de aici este să te îndoiești. Îndoiește-te de îndoielile altora. Îndoiește-te de îndoielile altora. Oamenii vin, ascultă pe Iisus și e fain, e așa de fain programul cât timp le dă pâine și pește. Dar când se termină asta și Iisus începe predica și vorbește despre moartea Lui, despre jertfa Lui, oamenii nu mai cred. Oamenii refuză, oamenilor nu le place predica și spune în versetul 60, auzind acestea, mulți din ucenicii Lui au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o asculte? Cu alte cuvinte, ucenicii pun două întrebări peste textul acesta, merită? Chiar este adevărat? Acestea sunt întrebările. Merită să-L urmăm pe acest Hristos? Că ăla de ieri ne-a plăcut, dar ăsta de astăzi e praf. Predica asta a fost praf, cum ar zice tinerii. Chiar este adevărat că trupul Lui și sângele Lui să-L mâncăm și să-L bem? Asta deja, cine poate să sufere o astfel de predică? Cine poate să o asculte? Câte view-uri crede că o să primească și o să aibă? Și oamenii, uitați-vă ce se întâmplă în Ioan 6:66. Ciudată inclusiv trimiterea, Ioan 6:66. Cel mai urât verset din Biblie, zic eu. Din această cauză, mulți dintre ucenicii Lui s-au întors și nu mai umblau cu El. Majoritatea L-au părăsit. 5.000 de oameni au trecut prin fața Lui Iisus și au zis, la revedere, ne vedem duminica viitoare, nu suntem siguri. 5.000 de oameni au trecut prin fața Lui Iisus și au spus, a fost fain ieri, dar astăzi ți-ai pierdut mințile. Și oamenii au avut propriile lor îndoieli și este greu când prietenii tăi au îndoieli. Inclusiv în 7:5 ne spune, inclusiv frații lui Iisus, să vă citesc, citesc așa din memorie, că e prea nasol versetul ăsta să nu vi-l spun pe tot, căci nici frații Lui nu credeau în El. Inclusiv frații lui Iisus au scris pe Instagramul lor, fratele nostru e cu probleme. Și când familia nu crede, când biserica nu crede, când ucenicii nu cred, când cei care te aștepta să creadă nu cred, este atât de greu să te duci mai departe. Este atât de greu când toată lumea are îndoieli și este atât de greu când pur și simplu devine la modă să îl părăsești pe Iisus, să te duci de lângă Iisus, pentru că ei nu știau cât de mare era miza ceea ce se întâmpla în momentele acelea. Și de multe ori presiunea îndoielilor este direct proporțională cu numărul celor care pleacă. Nu e așa că e așa de greu în biserică atunci când vezi că prietenii tăi nu mai vin la biserică. Când colegii tăi de la școală nu mai cred. E așa de greu atunci când oameni care până acum au crezut, dintr-o dată au plecat. Fără niciun motiv în aparență. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, spune Pavel, ne-a părăsit. Pur și simplu a plecat. De ce a plecat Dima? Pentru că a avut îndoieli. Pentru că a avut întrebări. A fost colaboratorul lui Pavel, a fost tovarășul lui Pavel, a fost omul cu care Pavel a lucrat odată și acum nu mai putea să creadă și a plecat. Și parcă în zilele noastre este la modă să părăsești credința. Este la modă să ai îndoieli. A devenit la modă. Sunt mulți oameni care încep să plece de lângă Iisus. Creștinismul devine ceva foarte demodat. Hristos devine ceva foarte demodat. Este aproape de așteptat ca și săptămâna următoare cineva să plece. Unul dintre membrii de la Hillsong a anunțat în urmă cu 2 săptămâni că pur și simplu renunță la credință. A început să-și verse toate îndoielile pe social media, a început să-și pună acolo toate întrebările care până atunci nu le-a pus, dar acum aceste îndoieli l-au scos de pe drumul credinței și l-au pus pe margine. Când eram adolescent, am citit o carte care mi-a schimbat într-un fel viața, gândirea din vremea aceea, o carte care a avut un impact fenomenal asupra mea și asupra, cred că, multora din generația mea. Cartea se numea I Kissed Dating Goodbye, era scrisă de Joshua Harris.
Omul acesta, la 20 și ceva de ani, a scris o carte despre relațiile de prietenie dinainte de căsătorie, despre puritate, despre cum să aștepți, despre cum să trăiești o viață sfântă. O carte care a avut impact asupra unei generații întregi de oameni. Apoi a scris o altă carte despre căsătorie, apoi a scris o altă carte despre subiecte din acestea care țin de sfințire, de viața pe care o trăiești împreună cu Domnul, Not Even a Hint se cheamă a treia carte pe care a scris-o. Și apoi la 30 de ani a ajuns să păstorească una dintre cele mai mari biserici din Statele Unite. Când erau conferințe cu John Piper și mai mulți vorbitori, Joshua Harris era unul dintre invitați. Când erau, vreau să înțelegeți, omul acesta a fost în vârf. În urmă cu o lună jumate a anunțat pe Instagram că își părăsește familia și soția cu cei trei copii. Ți-au pus o poză cu ei doi, foarte drăguți, ce ne-am despărțit amiabil, rămânem prieteni. Și lumea a zis, nu, se mai întâmplă. A doua zi după aceea a pus o altă poză pe Instagram în care scria, zice, după toate standardele creștinismului, eu personal nu mă mai pot numi creștin, de fapt de-aia m-am despărțit de soție. Omul acesta a început să scrie o întreagă apologie față de comunitatea gay, față de toată mișcarea aceasta LGBT și... Următoarea poză pe care a pus-o a fost aceasta, de la parada Pride Parade din Canada de luna trecută. Și când vezi că oamenii pleacă de lângă Iisus și când stai de vorbă cu tineri din biserică care au întrebările lor despre Iisus, când vezi că oameni care odată l-au mărturisit pe Domnul pe ecran în apa botezului și acum nu mai sunt cu Iisus, când vezi că oameni care odată erau implicați în biserică, acum nu mai sunt cu Iisus, nu poți să nu-ți pui întrebări. Îndoielile altora pot să creeze și să nască îndoieli în propria ta inimă, dar nu lua îndoielile altora și fă din ele îndoielile tale, ci îndoiește-te de îndoielile altora. Îți dau voie să te îndoiești în dimineața aceasta de îndoielile altora. Mulți au plecat. Ioan 6:6-6. Mulți l-au părăsit pe Iisus. Mulți. Tu cum ești? Îți vine să pleci câteodată? Îți vine să lași totul baltă și biserica și Biblia? Ți-ai pus vreodată întrebări? Crezi că cartea asta e o glumă proastă? Îți povești? Îți lucruri de adormit? Ți-ai pus vreodată aceste întrebări? Eu da. Au fost momente în viața mea când pur și simplu am zis, Doamne, oare chiar este adevărat? Oare chiar nu-i totul o glumă? Și e normal să spui astfel de întrebări. Dar nu te îndoi, doar pentru că alții se îndoiesc. Omul acesta este un Dima modern a zilelor noastre. Eu mă rog ca Dumnezeu să-l aducă înapoi pe calea credinței. Și cred că Dumnezeu poate să facă asta. Dar în contextul acesta în care Iisus pierde rating, așa pe minut, cum ar veni, minut cu minut, ratingul lui Iisus scade, popularitatea lui Iisus scade, sondajele de opinie arătau cu o zi înainte că 80% avea șanse să devină președinte al evreilor. Putea să fie ales din primul tur, dar după a doua zi, după predica de a doua zi, au scăzut dramatic sondajele de opinie de la 80% la 50%, de la 50% la 30%, 30% la 10%, până când au ajuns ca și... până când au ajuns la un sondaj foarte mic, am vrut să spun. Și în contextul acesta... Iisus se întoarce înspre ucenici și uitați-vă împreună cu mine în versetul 67. Atunci Iisus a zis celor 12, nu vreți să plecați și voi? Ce face Iisus aici în versetul acesta? E un fel de psihologie din aceasta inversă, le spune, mergeți că speră că o să rămână, că de obicei psihologia inversă, așa nu... Putea să știe Iisus că psihologia inversă dă rezultate bune și Iisus acum merge și le spune, băi, plecați și voi, că atunci dacă le spui să plece, sigur o să rămână. Asta face Iisus aici? Nu face asta. Dar ce face Iisus în versetul acesta? De ce îi întreabă, nu vreți să plecați și voi? Și de fiecare dată când Iisus pune o întrebare, poate v-am plictisit și eu cu asta și deja știți răspunsul, că și eu vă întreb, la fiecare întrebare a lui Iisus pun și eu această întrebare. Știa Iisus răspunsul la această întrebare?
Știa, normal că știa. Nu vreți să plecați și voi. Că doar ni se spune cu câteva versete înainte că Iisus știa cine sunt cei care nu cred. Știa cine avea să-L vândă. Și Iisus știa răspunsul la întrebarea aceasta. Și atunci de ce Iisus le pune ucenicilor întrebarea aceasta? Nu vreți să plecați și voi? Pentru că aceasta este o întrebare de la care Iisus începe să-i vindece pe ucenici. Începe vindecarea îndoielii în viața acestor oameni. Cu alte cuvinte, Iisus pune această întrebare. Pentru că Iisus le spune ucenicilor, oameni buni, ascultați-mă cu atenție. Atunci când vorbim despre a mă urma pe mine, zice Iisus, rămâneți sau nu rămâneți? Că dacă vreți să plecați, ușa este deschisă. Aveți opțiunea să plecați. Dar trebuie să-ți dai un răspuns sincer. Ca să-ți vindeci îndoiala, Iisus le pune această întrebare ucenicilor pentru că Iisus aștepta un răspuns sincer din partea lor. Că atunci când apare îndoiala, cel mai ușor este să te minți pe tine însuți. Să zici, eu sunt pocăit, mă, de mulți ani, nu se poate să am eu întrebări de-astea. Cel mai ușor este să spui, eu sunt implicat în biserică, nu se poate să am eu îndoieli. Cel mai ușor este să te minți și să spui, lasă că ne vom vedea altă dată ce vom face cu îndoielile astea care apar în viața noastră. Dar Iisus spune, le pune o întrebare sinceră ucenicilor, directă. Nu vreți și voi să plecați? Fii sincer cu tine astăzi. Fii sincer cu îndoiala din viața ta. Și îndoiește-te, uneori e bine să te îndoiești de propriile tale îndoieli. Îndoiește-te de propriile tale îndoieli și fii sincer și răspunde-ți la întrebările acestea pe care ți le pui în propria ta viață sau întrebările care se ridică, pentru că îndoiala nu poate fi vindecată decât dacă ești sincer. Și Petru dă un răspuns, și Petru a avut și momente de îndoială crunte, dar a avut și momente de sclipire la fel de faine. Și ăsta e un moment de sclipire. Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Ce fain răspunsul lui. La cine să ne ducem? La cine? Unii dintre voi sunteți gata să părăsiți biserica. Ești gata să părăsești credința. Ești gata să părăsești ceea ce ai spus odată lui Dumnezeu că nu vei părăsi. Ești gata să te duci cu prietenii, cu profesorii de la școală, cu alții. Dar la cine să te duci? Când te duci de lângă Iisus, este important să-ți dai răspuns la întrebarea aceasta. Și am încercat să mă gândesc, la cine? La cine să ne ducem? La atei? La gay? La sceptici? La farisei? Ce o să-ți ofere ceilalți? Ce o să-ți ofere lumea? Când se trage linie, ce o să-ți ofere prietenii? Ce o să-ți ofere ateii? O viață fără niciun fel de standard al moralității? Ce o să-ți ofere viața trăită fără Hristos dacă te duci de la Iisus? Dacă nu la Iisus, la cine te poți duce? Unde te-ai putea duce dacă nu la Iisus? Pentru că, vedeți, atunci când vorbim despre îndoială, îndoiala șoptește această întrebare, este adevărat? Iisus, de altă parte, spune, dacă nu eu, atunci cine? Îndoiala spune, se merită? Oare merită? Merită să mai rămân în biserică? Merită să toate prostiile astea cu ce faceți voi acolo? Merită? Iisus spune, n-ai nici cea mai vagă idee. N-ai nici cea mai vagă idee. Pentru că, ascultă-mă cu atenție, miza răspunsului la această întrebare era una foarte mare. Miza răspunsului era una foarte mare. Pentru că în alt context Iisus spune, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, dacă nu v-ați îndoi și ați avea credință cât un grăunte de muștar, nu doar că ați putea spune muntele acestuia, mută-te de aici, nu știu unde, dar miza era mult mai mare. Hristos nu vrea ca oamenii aceștia să mute munți sau să umble pe ape sau să înmulțească pâini. Miza era ca Iisus să ia acest grup de oameni îndoielnici la rândul lor și prin ei să schimbe lumea și cu ei să modeleze istoria. De aceea, înainte ca Iisus să schimbe lumea cu tine, Iisus trebuie să-ți vindece îndoiala și ca să-ți vindece îndoiala, Iisus îți spune o întrebare sinceră. Voi nu plecați. BBSO, Biserica Speranța, voi nu plecați. Pentru că foarte mulți pleacă. Mulți au plecat în timpul programului. Nici n-au așteptat, voi sunteți politicoși, unii dintre voi vreți să plecați, dar așteptați să termine predica odată. Doamne, dă să-ți termine.
Dar acolo nu mai aștepta să termine. În mijlocul predicii s-au ridicat și au plecat 5.000 de oameni. Voi nu plecați. La cine să ne ducem? Dacă nu Iisus, cine? Dacă nu cu Iisus, cu cine? Dacă nu la Iisus, unde? Unde vrei să te duci? Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Unde să ne ducem? În lume s-a dus Dima. Unde să ne ducem? La spânzurătoare s-a dus Iuda. Lumea și astăzi mai bună decât Iisus. La cine să ne ducem? Sfatul meu este să nu pleci până când nu îți oferi răspuns la aceste întrebări. La cine? Pentru că unii dintre voi vă îndoiți atât de puternic astăzi. Ești aici, ești căsătorit și nu merg lucrurile bine între voi și ai îndoieli. Ești aici și nu, biserica nu-i ce ai crezut că va fi și ai îndoieli. Ești aici și cancerul și ai îndoieli. Ești aici și accidentul și ai îndoieli. Ești aici și atât de multe lucruri care ți se întâmplă. Ești aici și prietenii și ai îndoieli. Ești aici și stai noaptea, ești adolescent și stai noaptea sau poate ești tânăr și, sau poate nu așa tânăr și noaptea înainte să închizi ochii stai și te întrebi, Doamne, oare chiar existi? Oare chiar existi? La cine să ne ducem? Și ultimul lucru care vreau să ți spun și cu care și vreau să închei este acesta. Să nu te îndoiești de Iisus. Te poți îndoi de multe lucruri, dar de Iisus nu. Și spun și de ce. Pentru că uitați-vă la răspunsul lui Petru. Simon Petru i-a răspuns. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem. Știți care a fost diferența între mulțime și ucenici? Știți care a fost diferența între cei care au plecat și cei care au rămas? Cei care au plecat au venit acolo doar pentru program. Cei care au rămas au venit acolo pentru Hristos. Cei care au plecat au venit acolo doar pentru pâine și pește. Dar cei care au rămas acolo pentru ceea ce era de fapt Hristos. Cei care au plecat pentru că au vrut doar darul, dar cei care au rămas pentru că l-au vrut pe dădător. Cei care au plecat au venit doar pentru spectacol, cei care au rămas datorită Salvatorului, pentru că Iisus era Salvator, pentru că Petru spune, Doamne, noi n-am venit astăzi aici doar ca să faci o minune și să plecăm acasă, ci Tu te-am urmărit, te-am ascultat, te-am văzut, te-ai rugat, ai predicat și, Doamne, după toate minunile, după toate rugăciunile tale, după toate predicile tale, după toate cuvintele tale, am ajuns la concluzia că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și, Doamne, noi am ajuns, a fost un proces până aici și a fost greu drumul. Și, Doamne, Tu știi că am ajuns până aici cu multe îndoieli și am ajuns aici tare amărâți. Și, Doamne, am ajuns până aici cu Tine ca vai de noi. Și nu ne duce mintea întotdeauna. Și am făcut și prostii, Doamne. Dar am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, credința noastră nu este ancorată în programe și în minuni. Credința noastră nu este ancorată în pește și pâine. Credința noastră nu este ancorată în campusuri și bani. Credința noastră nu este ancorată în programe și YouTube-uri. Credința noastră nu este ancorată în Facebook-uri și Instagrame, ci credința noastră este ancorată în Hristos, Sfântul lui Dumnezeu. Și după acest moment, ucenicii au continuat să se îndoiască. Până Hristos a murit, s-au tot îndoit, tot prostii ori făcut. Tot prostii ori vorbi de multe ori. Au spus și câte un moment de sclipire, dar au avut atâtea îndoieli. Și apoi Hristos a murit. Și când Hristos a murit, s-au îndoit cu toții. Dar apoi a înviat. Și când a înviat, oamenii aceștia au înțeles că Iisus nu este doar un circar care a venit să facă minuni. Iisus nu este doar un scamator, ci Iisus este Hristosul care a înviat dintre cei morți cu moartea pe moarte călcând.
la cine să ne ducem. Eu personal am îndoieli. Am și credință. Sunt și un om al credinței, sunt și un om al îndoielilor. Dar slavă Domnului că mă acceptă cu îndoiel și cu credință pe care El mi-o dă. Și eu personal mi-am pus întrebarea aceasta, la cine să ne ducem? Și mergeți fiecare unde vreți. Eu vreau să rămân cu Cel care a fost mort, dar a înviat. Eu cu El vreau să-mi continui calea și cu El vreau să mă duc până la sfârșit. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Am întrebări la care n-am răspunsuri, o grămadă. Am lucruri pe care nu le înțeleg, o grămadă. Dar când se trage linie, Iisus este mai bun decât orice și oricine. Haideți să ne rugăm. Ascultă-ți îndoiala, dar astăzi ascultă-L și pe Hristos. Voi nu plecați. Voi cum de-ați mai rămas, zice Hristos? Cum de-ai mai venit astăzi la biserică? Poate ești aici, bărbat, femeie, în floarea vârstei și ai venit aici cu îndoiel cu tot. Poate ești tânăr, tânără, poate ai făcut botezul, poate ne urmărești online și poate ești gata, gata să pleci. O mulțime de oameni deja au plecat. O mulțime de pe registrul bisericii deja au plecat. O mulțime de băieți care s-au botezat deja au plecat. O mulțime de fete sunt în lume. O mulțime de oameni din alte biserici deja au plecat. Voi, zice Iisus, ce faceți? Care sunt îndoielile pe care le ai? Care sunt întrebările pe care le ai? Care sunt frământările? La ce te gândești când nu poți să dormi? Dacă ești aici și vrei să-L lași pe Iisus să-ți vindece îndoiala, aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Și acolo unde ești, ridică o mână sus și spune: Cristi, roagă-te și pentru îndoielile din viața mea. Este cineva. Dumnezeu să-ți vindece îndoiala. Ție, dacă mai sunt și alții, dacă mai sunt și alții, și ție, și ție, și vouă, și la multe mâini care se ridică, dacă sunt și alții, o întreb pentru ultima dată. Doamne, în momentele acestea venim cu puțină credință pe care o avem înaintea Ta și spunem: ajută, Doamne, necredinței noastre și vindecă îndoiala din viața mea, vindecă îndoiala din viața bisericii, vindecă, Doamne, momentele în care cel rău vine și strecoară întrebări. Vindecă momentele, Doamne, în care cel rău pur și simplu vine și vrea să fure, Doamne, tot ceea ce a fost plantat acolo. Doamne, miza este atât de mare. Miza este sufletul nostru. Miza este veșnicia noastră. Mă rog pentru oameni care astăzi stau aici la Biserica Speranța și nu pot să creadă. Doamne, te rog să dai o credință mai mare. Te rog, Doamne, pentru întrebări care nu și-au găsit răspuns încă. Mă rog pentru oamenii a căror viață merge nu așa cum și-au plănuit-o, ci merge prost, Doamne. Și atunci când viața este grea și îndoielile sunt mai multe, uneori și când viața este bună, îndoielile sunt multe, dar, Doamne, mă rog pentru oameni care astăzi își pun întrebări fără răspuns. Doamne, nu vrem să oferim abureli, ce vrem să-L oferim pe Hristos. Îți mulțumim că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Îți mulțumim că Tu ai venit. Și îți mulțumim că Te-ai dus la cruce. Și îți mulțumim că ai murit. Și îți mulțumim că ai înviat. Și îți mulțumim că astăzi putem să credem și să știm că Tu ești Hristosul cel viu. Îți mulțumim, Doamne, că domnești. Te rog să vii și să vindeci. Îndoială cu îndoială. Și, Doamne, acolo unde credința și îndoiala merg mână în mână, Te rog întotdeauna să oferi mai multă credință, până când într-o zi credința noastră va deveni vedere și vom sta față în față cu Tine, în slavă, în glorie. Fii slăvit pentru ceea ce ai făcut și fii slăvit pentru ceea ce vei face. Amin. Hai să ne ridicăm. Okay.
credința mea eu o zidesc, de-al Domnului cuvânt ceresc, ca spuma toate vor pieri, Hristos ca stâncă-n veci va fi. Deși ascunsă fața sa, cu milă mă va înconjura, și orice viv ori ar veni, pe stâncă sigur eu voi fi. Stânca mea e Hristos, Lui rămân veșnic credincios. Prin furtună Tu rămâi veșnic. Stânca mea, doar biserica, e Hristos, Lui rămân, ești credincios, prin furtună Tu rămân, Iisus, nu vreți să vă duceți. Unde să ne ducem? Acasă. Că s-a terminat biserica. Să vă duceți acasă, dar să nu vă duceți de lângă Hristos. Amin. Pentru că spune Petru atât de frumos, noi am ajuns, Doamne, să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Israel. Și asta nu se poate printr-un program de biserică, ci asta trebuie în fiecare zi să ajungi, să crezi și să știi că Iisus
este Domnul tău și este Mântuitorul tău. Amin. Joi, la ora 8, Petru Zoșandor, la campus. Până atunci, Domnul să vă binecuvinteze.